Toamna aduce la Muzeul Apei belșug de activități pentru grupuri școlare. Marțea cu povești, Joia Copiilor și Vinerea Prichindeilor îi așteaptă pe elevii curioși să exploreze lumea cunoștințelor despre apă și natură cu un mix de ateliere și jocuri educative. Vom afla multe lucruri interesante despre vechea uzină de apă urseni prin lectură, jocuri senzoriale și de mișcare, de verificare a cunoștințelor sau vânătoare de indicii. Participarea la activități se face pe bază de înscriere prealabilă iar locurile disponibile se ocupă în ordinea primirii solicitărilor. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0757 087 059 de marți și până sâmbătă între orele 10-16 sau contacta rond muzeul .ro, cu datele de contact ale cadrului didactic însoțitor. Pentru școala altfel și săptămâna verde din perioada 21-25 octombrie am pregătit un program exclusiv de vizite de grup pentru ele cu ghidaj adaptat vârstei, de la clasa pregătitoare până la liceu. La un tur ghidat se poate înscrie o singură clasă, iar durata este de 45 de minute, ultima intrare fiind la ora 14. Având în vedere numărul mare de vizitatori la acțiuni similare, peste 1500 în săptămâna altfel din aprilie, nu recomandăm vizitele grupurilor de preșcolari în această perioadă. Cele două activități marca Aquatim pentru liceeni deja consacrate vor fi găzduite tot la muzeul apei. Nu reprezentanții Aquatim,